Cred că guvernul e în curs de găsire a unei formule echitabile, astfel încât banii respectivi să fie restituiți. Ovid Mihai? Indiferent cum se face, ambele variante pot fi puse în discuție. Important este aici să existe o opinie bipartizană pe cât posibil. Și că e foarte greu în actualul context politic, dar important este să fie o opinie bipartizană, astfel încât indiferent cine va veni la guvernare, ce se va întâmpla pe scena politică, să existe o unitate de acțiune aici. Asta este important. E clar că oamenii trebuie să-și primească bani înapoi într-un fel sau altul. Că îi vor primi direct, că îi vor primi sub formă de compensare, până la urmă ei tot îi primesc într-un fel sau altul. Nu contează, trebuie găsită o soluție, dar ea trebuie să fie acceptată de un spectru cât mai larg, pentru a nu avea după aceea iarăși reveniri, abrogări, reevaluări și așa mai departe. Da, dar acum părem departe, e și normal, într-un fel, suntem înaintea unei moțiuni, părem departe de această soluție care să fie aprobată de ambele tabere, domnule Baconschi. Da, se promit împușcături și, prin urmare, subiectele bipartizane sunt o marfă din ce în ce mai rară. Și Traian Băsescu promitea piețe, țepe în piețe în 2004. Să vorbim despre moțiunea de cenzură de mâine, pentru că este o mobilizare generală înaintea votului asupra moțiunii de cenzură. Opoziția susține că mai are nevoie doar de câteva voturi pentru a demite guvernul. Între timp, premierul Mihai Răzvan Ungureanu a trimis un mesaj clasei politice prin care face apel la menținerea stabilității economice. Diferența dintre majoritatea și minoritatea parlamentară, adică între putere și opoziție, ține de câteva voturi. Tot de câteva voturi depinde și soarta guvernului Ungureanu. În acest moment, cei de la USL pot trece în dreptul lor 225 de parlamentari. Asta în condițiile în care este nevoie de 231 de voturi pentru ca moțiunea să fie adoptată. În schimb, coaliția numără 230 de parlamentari. Există însă și 10 independenți neafiliați politic. La Camera Deputaților, USL are 156 de aleși, în timp ce puterea are încă majoritate și numără 167 de deputați. 8 deputați figurează ca independenți, dar 2 dintre aceștia se află în arest. În Senat, USL se bazează pe votul la 69 de parlamentari, în timp ce puterea are doar 63. La Camera Superioară există și 2 independenți. Toate aceste calcule se pot însă schimba. 2 parlamentari de la PDL și unul de la UNPR au anunțat deja că vor vota moțiunea. Acestora li se adaugă alți 4 deputați independenți. Domnule Baconschi, ne uităm la această moțiune de cenzură, o așteptăm ca pe un meci de fotbal aproape, adică în fiecare zi urmărești pregătirile fiecarei tabere. Dumneavoastră, cum o simțiți acum, la mai puțin de 24 de ore înainte? Vom vedea ce rezultat are votul pe aritmetică parlamentară. Suntem convinși că acest guvern trebuie să-și continue misiunea de a consolida situația economică, în primul rând. Și cred că speculațiile înaintea moțiunii sunt inutile. În orice caz, democrația va fi respectată și cred că ar fi prost pentru, și ca semnal extern și pentru piețe, să dăm dovadă de imaturitate și de instabilitate politică. S-au schimbat guverne unul după altul în Europa în ultimul an. Ultimul este cel al prietenilor noștri olandezi, Ovidiu Nahoi. Nu despre Olanda, despre moțiune. Da, despre moțiune. Nu mai știu cât e scorul de când m-am urcat în mașină ca să vin aici și până am ajuns aici. Lipseau 4 voturi. Da, dar văd că lucrurile, alții spun că lipseau 7. Că nu mai lipsește nimic și că de fapt ar fi ce vreau să spun este că situația se schimbă de la o clipă la alta. Nu știm până mâine ce se va întâmpla. Ceea ce părea doar un exercițiu retoric și iată-ne într-o situație în care majoritatea poate să basculeze dintr-o parte în alta. Acum, în context european, ar fi încă un guvern care ar cădea în urma dificultăților economice sau transferate înspre, da, a mai căzut încă un guvern și începe să se simtă la nivel european un fel de transfer de la instabilitatea economică spre instabilitatea politică. Iată ultimul guvern în Olanda care a căzut pentru că acel partid care ne-a creat și nu atâtea probleme, domnul Baconschi știe mai bine, acel partid al libertății, minuscul, dar esențial în ecuația guvernării, nu a fost de acord cu măsurile de austeritate. E foarte interesant că un partid
de dreapta, de extremă dreaptă, adoptă atunci când îi vine bine, iată, un comportament de stânga. Partidul care spunea despre greci că sunt niște leneși, care nu vor niciun fel de reformă și care trebuie lăsați în plata Domnului, iată că acum vine cam cu același comportament la el în țară. E ciudat, de ale politicii europene, dar asta va însemna, va aduce la noi o imagine că instabilitatea economică se transferă în plan politic, mai ales dacă nu va fi o soluție rapidă. Care este acum atmosfera în partid, domnule prim-vicepreședinte? Pentru că am avut o discuție cu Toader Parologul la RFI acum câteva zile, care spunea, mi-e teamă că nu ne pleacă parlament, nu ne pleacă oameni în fiecare zi, ci în fiecare oră. Cu un discurs... Bun, a fost un punct critic în această, în acest sezon al transferurilor. După cum ați văzut în ultimele câteva zile, fenomenul a fost stopat. În partid există mobilizare, atât pentru că urmează orice ar fi campania pentru locale, dar și pentru că există un sentiment de nedreptate până la urmă. Am făcut parte dintr-un guvern sacrificat, dar care a muncit foarte mult, în condiții foarte grele, pentru ca lucrurile să nu aia razna. Și există o așteptare legitimă până la urmă în tot PDL-ul ca rezultatele bune ale acestei politici dure să fie culese de cei care și-au asumat și costurile politice și responsabilitatea de a guverna împotriva curentelor populiste. Dumneavoastră, când vorbiți despre rezultate bune, la ce vă referiți? Pentru că oamenii văd în continuare că au mai refer la, mă refer la faptul că s-a evitat o situație de tip grecesc, că am revenit pe o creștere economică modestă, dar certă, și că s-au creat și condițiile financiare pentru a restabili nivelul salarial de dinainte de vârful crizei. Acestea sunt câteva elemente încurajatoare obținute totuși pe cârca PDL, din senin, pentru că am văzut în cazul unor guverne care fie au ezitat prea mult timp, fie s-au lăsat hipnotizate de populism, că rezultatele pot fi mult mai proaste. Și de aceea, spuneam, există acum o mobilizare în Partidul Democrat Liberal. Toți membrii săi care nu au stofă de migratori se consideră partea unei echipe care va face tot posibilul pentru ca linia corectă să fie menținută și totodată ca bilanțul nostru de guvernare să poată fi apărat în fața românilor. Domnule Nahoi, migrația din ultimele zile întărește nucleul partidului și mai mult de atât strânge rândurile între bază și intelectual, pentru că acum, intelectual cu sau fără ghilimele, pentru că acum două săptămâni vorbeam despre taberele adverse, ei bine, acum nu se mai vorbește despre asta. Asta e doar în teorie. În practică, partidul are de suferit ca imagine. Nimeni nu poate spune că are un câștig de imagine în momentul în care oamenii rup ușile să plece. Sigur că știm despre ce fel de oameni e vorba. Sigur că ne putem aștepta că aceștia arată totuși o problemă internă a Partidului Democrat Liberal, dacă vorbim despre el în momentul de față. Dar nu și a celorlalți. Ba și a celorlalți, adică, pentru că și de la ceilalți au plecat, dar în acest moment arată o problemă internă că nu a reușit să creeze acele structuri și acea atmosferă în partid de natură să-i țină uniți într-un moment dificil. E un moment greu în care puțini dintre cei care sunt actualmente pe băncile Parlamentului se vor mai regăsi în viitorul Parlament de partea Partidului Democrat Liberal. Sondajele arată foarte clar. Și în acest moment, cei care au fost aduși așa cum au fost aduși, în urma unor reevaluări, nu? Păi, tot din partea președintelui, dar și a Partidului Democrat Liberal, au fost reevaluați membrii de frunte ai așa numitului sistem ticăloșit al lui Adrian Năstase. La ce să se aștepte PDL în momente grele? Păi la asta are ceea ce a cules. A fost creat un partid din nimic, nu, un EPR, ca și partener de guvernare, fără să fi trecut prin votul popular, fără să fi trecut printr-un filtru democratic, numai pentru a se asigura majoritatea. Ori când recurgi la astfel de artificii,
care sunt în afara cadrului democratic până la urmă, sau în afara spiritului democratic, să spunem așa, trebuie să te aștepți că vei plăti nota. Și acum plătești nota. Nu e nicio problemă. O vor plăti și ceilalți, care acum le acceptă cu brațele deschise, după sperând să le treacă moțiune. După ce în ultimele luni se pronunțau împotriva migrației politice. Sigur că da, și vreau să facă și legi. Să vorbim puțin, domnule Baconski, domnule Nahoi, despre retorica din ultimele zile. Asasinate, terorism, gloanțe, cam așa se vorbește în ultimele zile, cam acesta este limbajul politic din România. Opoziția aruncă în lupta împotriva puterii amenințări radicale, aceasta reacționează pe măsură. Ambele tabere se comportă de parcă s-ar afla într-un război total. Nici dacă îi împuși nu e suficient. Din nou, amenințare cu moarte. Dumnezeule mare, în ce lume trăim? Afirmațiile lui Victor Ponta i-au determinat pe democrat liberal să ceară dezbatere publică asupra violenței din discursurile politice. E posibil ca primul om politic din România să cadă secerat de un glonte provocat de oponentul lui. Și atunci noi toți ne vom întreba cum de am ajuns aici. Partidul Democrat Liberal se gândește în acest moment la o formă cât se poate de clară, de pregnantă, de protest împotriva acestor, în fine, din punct de vedere formal, colegi ai noștri în Parlament, dar oameni care nu înțeleg nimic din parlamentarism. Totul a început de la declarația deputatului PSD Adrian Solomon, care l-a amenințat pe premier că va avea soarta tragică a lui Aldo Moro dacă refuză dialogul cu locuitorii din Bârlad. Solomon a oferit și o explicație. Ce spuneam eu era că dacă nu va trece pe în anii 70 în Bârlad se folosește această expresie pentru a arăta viața grea pe care o au oameni. Premierul s-a declarat îngrijorat de derapajele limbajului politic. Premierul Mihai Răzvan Ungureanu este profund îngrijorat de derapajele pe care discursurile politice le pot înregistra și cere solidarizarea tuturor forțelor responsabile pentru eliminarea acestor excese. Acceptarea fără reacție a unui asemenea discurs condamnă grav spiritul democratic și afectează ordinea socială. Domnule Baconski, de ce? Numai din cauza campaniei? Electorale? În primul rând e un nivel de educație prea jos la prea mulți oameni politici propulsați în Parlament. Trebuie să ai responsabilitatea ce spui și nu putem să invocăm mereu figurile de stil când vorbim de incitare la asasinat. Pentru că de cele mai multe ori cuvintele atrag faptele. Poți ca în Taxi Driver, un film celebru, să dai idei cuiva în oraș, în momentul în care, în loc să găsești soluții pentru binele comun, te ocupi de declarații incendiare în fața presei și fără îndoială că aceste lucruri trebuie stopate cu spirit civic, dincolo de spiritul partizan. Indiferent ce partide susținem sau căror partide le aparținem, e o obligație de igienă etică elementară în orice societate să nu acceptăm acest limbaj. Poți spune ulterior că ai făcut o metaforă, însă nu te poți sustrage responsabilității unor afirmații atât a căror enormitate ar putea să provoace și râsul. Însă nu cred că un om politic e un comic, că misiunea lui este aceea de a îi amuza pe compatrioții săi. Totuși, da. Domnule Nahoi, când te gândești că și Traian Băsescu în 2004 promitea țepe în Piața Victoriei, țeapa fiind un accesoriu nu foarte comod, când după alegerile de acum câțiva ani spunea i-am ciuruit. Dar bun, asistăm la escaladarea unui limbaj în campanie și pe care poate și noi, ziariștii, ar trebui să-l tratăm cum mai, adică să nu luăm atât de în serios știind nivelul despre care vorbea domnul Baconski. Bine, în general sunt multe aspecte în politica românească ce nu trebuie luate foarte în serios și multe declarații care ar fi bine să nu luăm în serios, păcat însă că alții din afara României le au în serios. Dincolo de asta, asistăm la vârful escaladării unui limbaj al violenței, care nu a început azi, nu a început ieri, a început de mai mulți ani. Nimeni aici nu poate să spună că este cu totul și cu totul curat, că este cu totul și cu totul în afara oricărei discuții și să-l critique pe celălalt.
Acum, în cazul de față, marea greșeală pe care a făcut-o Victor Ponta este aceea că nu a condamnat din primul moment derapajul deputatului de la Bârlad. Pentru că așa ceva este inadmisibil. Asta depășește orice cad. Da, ar fi arătat că posibil este un om de stat care nu poate accepta asemenea ieșiri de limbaj. Nu poți să faci nici măcar în glumă ca un politic, nu poți nici măcar în glumă să faci referiri la acel episod care a zguduit societatea italiană și ale cărui urmări sunt încă vizibile în societatea italiană până în zilele noastre. Nu poți să pretinzi că glumești, să pretinzi că vrei să faci politică și să glumești cu asemenea lucruri. Sunt niște limite care nu trebuie depășite. Aici Victor Ponta a greșit foarte mult. Restul sunt episoade care apar din când în când și care, sigur, depășesc cadrul normal al vieții politice. Cred că aici iarăși ar fi nevoie, dacă vorbim de domeniul pensiilor și a CSE-ului de politici bipartizane, cred că și aici ar trebui să existe cumva o declarație bipartizană sau multipartizană prin care anumite limite să fie stopate. Un fel de cod deontologic al declarațiilor, cred că ar trebui, dacă i-ar mai crede cineva. Mă gândesc ce se va întâmpla în campania electorală. Eu nu vreau să pun în cauză întregul PSD, însă în sânul acestui partid, recent, au apărut lucruri cel puțin stranii. Domnul Mazăre defilează în uniformă nazistă și spune că se distrează. Domnul Șova neagă Holocaustul și spune că a vrut să spună de fapt altceva. Pe urmă s-a dus la Washington, ceea ce a cerut scuze. Domnul Ponta, în loc să spună că, în fine, deputatul de Bârlad a luat o razna, vine și propune să e de opinia că nici dacă îi împușcăm pe ăștia nu e de ajuns. Deși te poți întreba după împușcarea cuiva ce se mai poate face. Sigur că sunt copilării, gestul de imaturitate, de relativă irresponsabilitate, dar și rezultatul unui clișeu. Ideea că un om politic e cu atât mai eficient și respectabil cu cât e mai viril și totodată reducerea virilității politice la acest limbaj ordinar. Cred că ar trebui să-i ducem din nou pe la o școală pe politicienii din România care se comportă astfel, pentru că, slavă Domnului, sunt și destule contraexemple. Dar aici întreaga societate și rolul media nu trebuie subestimat, ar trebui să nu să ne indignăm ipocrit, ci să vedem dincolo de glumă, fie ea și proastă, riscul. Dar care este riscul până la urmă? Adică totuși... Riscul este ca cineva să ia în serios lucrurile acestea. Sperăm să nu le ia în serios. Și să banalizăm o atmosferă de violență virtuală care se poate... Dar acum despre spiritul macho în politică, sigur, se poate vorbi de ambele părți și avem și un președinte foarte macho care a provocat în permanență. Sigur că este imatur din partea lui Victor Ponta să răspundă astfel. Dar este creată să înghită o broască răioasă pe stomacul gol în fiecare dimineață și după aceea să zâmbească fericit. Cine nu este în stare de așa ceva, și nu pentru el, ci pentru comunitate trebuie să facă asta, pentru binele celorlalți. E bine să nu intre în politică, dar lucrurile acestea trebuie învățate de toți în frunte cu președintele României. Bun, el se află acum pe panta, să spunem, descendenta carierei domniei sale. Dar a lăsat în urmă, din păcate, acest lucru. Dacă vi s-a întâmplat să înghițiți o broască râiasă pe stomacul gol... Ca ministru de externe, cred că măcar o dată în viață. Metaforic, încă o dată, da? Deci da, le-am înghițit adesea și gătite în feluri variate. Dar nu asta e chestiunea. E vorba de faptul că nu arătăm așa ca societate. Aceste semnale extremiste nu sunt caracteristice pentru majoritatea statistică a românilor. Și atunci, ce reprezentativitate mai pot avea ele în politică? Trebuie marginalizate aceste lucruri. Deci, tratate fie ironic, fie sever, și scoase încet, încet din circuitul public. Pentru că nici nu aduc soluții, generează un climat de violență, sunt degradante din punct de vedere uman și civic și creează confuzie, pentru că nu trebuie să vezi în adversarul politic omul pe care vrei să-l asasinezi. Trebuie să vezi un competitor
până la urmă ești purtător unor idei, unor valori, a unui proiect de societate. Bănuiesc că avem în interiorul României destui oameni cu scaun la cap, simțiți, bine educați, care nu aprobă acest gen de politică. Pe 6 mai, domnule Baconschi, vă lansați candidații la alegerile locale. Va fi o ceremonie la care am înțeles că au fost invitați președintele și premierul. Puteți să confirmați? Da. Sigur, așa cum a făcut și USL, avem și noi un astfel de meeting politic menit să, odată să întărească spiritul de echipă și în același timp să prezinte public pe toți candidații cu care vom intra în alegerile locale. În cele mai multe cazuri sunt oameni care și-au demonstrat competența în gospodăria locală și cred că și mesajul premierului Ungureanu va veni să întărească odată în plus această campanie rezonabilă, condusă cu un termen civilizați și cu convingerea că în comunitățile care votează la locale, oamenii își apreciază primarii PDL. Va fi și un moment în care se va discuta, va fi luat în discuție creionarea unei mișcări în jurul PDL? S-a tot vorbit despre asta. Ea este mai mult decât oricând necesară. Vreau să cred că toți oamenii care ne gândim la această construcție vom ști și să ne întâlnim, să ne concertăm și să acționăm în consecință, pentru că este nevoie de o întărire a frontului politic de centru-dreapta. PDL-ul are potențialul și de a construi un astfel de eșafodaj și în același timp un potențial de coaliție, pentru că există, dacă luăm bună oară cazul PNCCD-ului, un bazin electoral amorțit, pus în adormire, dar care poate fi adus la lumină în măsura în care susținătorii PNCCD socotesc că astfel dau o șansă acelui partid de a reveni în Parlament. Când pe partea cealaltă ai Dan Diaconescu, pe cuvântul meu că nu e un lucru atât de rău și cred că ar trebui să vedem ce forțe, nu doar politice, inclusiv ce personalități publice sunt conștiente de nevoia de a duce la capăt reformele începute în domeniile mari, care îi privesc pe toți, și totodată nevoia de a elibera piața de constrângeri socialiste. Ovidiu Nahoi, se mai poate construi ceva acum în acest eșafodaj despre care vorbește domnul Baconschi? Cred că PDL, odată cu încheierea rolului de locomotivă al președintelui Traian Băsescu, intră în faza de extinție, precum o planetă, precum un soare. Are o fază de explozie și o fază care, de extinție, care poate dura mai mult sau mai puțin. În acest moment și această hemoragie, fiind un partid creat de cadre în jurul unei persoane, mai puțin în jurul... Există oameni acolo care au anumite convingeri, dar n-au reușit să le coaguleze într-un limbaj comun. Și atunci a unit această locomotivă politică. În acest moment, președintele nu mai poate juca rolul de locomotivă politică. Se așteaptă mult de la Mihai Răzvan Ungureanu, care vine cu un bagaj individual important, interesant, dar partidul nu reușește să capitalizeze de pe urma lui și aceste încercări de a-l prinde pe Mihai Răzvan Ungureanu în mrejele partidului, nu fac că nu fac bine partidului, că nu-l ajută cu nimic, dar îi fac rău și lui Mihai Răzvan Ungureanu. Dar nu e vorba de un joc de seducție reciprocă. Așa mi se pare. E vorba de un contract politic. Deci Mihai Răzvan Ungureanu este prim-ministru prin sprijinul politic al PDL, s-a declarat un om de dreapta. Am constatat că domnul Crin Antonescu i-a trântit ușa în nas și nu vrea să-l primească înapoi în PNL. Deci va trebui să vedem nu atât ce partid intră în extinție, cât să vedem cu ce forțe de dreapta avem pe piață, ce oameni vor într-adevăr să evite o guvernare bazată pe socialism. Liderul unei mișcări de dreapta? Ar putea fi, de ce nu? Da. În orice caz, cred că s-a terminat cu
locomotivele individuale. E din ce în ce mai mult totul în rețea, rețea socială sau nu, și mai degrabă echipele care vor demonstra coeziune au șansa de a impune un program politic, mai mult decât în trecut. Eu cred că succesul eventual de care o asemenea mișcare politică în jurul lui Mihai Răzvan Ungureanu ar putea să se bucure depinde de felul în care se va distanța atât de președinte cât și de actualul partid. Și o spun asta văzând și sondajele. Chiar astăzi un sondaj pe care Manicena l-a publicat arată că mai bine de 60% dintre respondenți resping ingerințele președintelui în activitatea guvernului, în timp ce opiniile pozitive legate de Mihai Răzvan Ungureanu le depășesc ca număr pe cele negative. Deci există o dorință de a vedea pe altcineva care să nu mai depindă de ceea ce a fost. Iar dacă PDL-ul încearcă să se țină de coada lui Mihai Răzvan Ungureanu sau încearcă cumva să îl prindă în mrejele sale, nici el nu va avea de câștigat și nici această mișcare nu va avea succesul scontat. Vom vedea ce se va întâmpla. Teodor Baconschi, Ovidiu Nahoi, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Aici se încheie 24 într-o oră. Ne revedem foarte curând. Toate cele bune!